Atât laptele cât și carnea de vită sunt produse care se regăsesc în alimentația oamenilor, însă sacrificiile apar și ele atunci când acestea trebuie îmbunătățite. Din acest motiv, producătorii de lapte și carne de vită din zonele defavorizate vor beneficia de sprijin comunitar finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă. Solicitanții trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploatațiile deținute la centrul județean Apia, pe a cărui rază teritorială se află exploatația cu cel mai mare număr de animale. Ajutorul specific se acordă beneficiarilor care au exploatații cu cod de înregistrare localizate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa numărul 4A la PNDR 2007-2013. În Dâmbovița pot solicita sprijin crescătorii din localitățile Bărbulețu, Bezdeat, Buciumeni, Iedera, Moroieni, Pietroșița, Pucheni, Râu Alb, Runcu, Valea Lungă, Vârfuri, Văleni, Vișinești, Aninoasa, Doicești, Glodeni și Ocnița. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei. La cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotație a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru un plafon maxim de 30 de milioane de euro. Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA. După finalizarea verificărilor prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.